chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. Salut și bine vine episodul de astăzi, unde după cum vezi, suntem prin München și din greșeală Waze-ul mi-a spus și că virează la dreapta, dar pe hartă mi-a arătat aici să mă duc în stânga. Și eu am virat la dreapta și m-a pus să ies din autostradă acum, să întorc pace frumos și pe urmă să intru din nou pe partea elaltă. Hai că avem verde aici. Un semnal și eu trebuie să mă opresc fix aici acum, nu? În spatele ăstuia. Nasol că Waze-ul ăsta nu funcționează foarte bine. Până subteran are el o problemă ceva, nu știu exact ce. Probabil lipsa GPS-ului, cine știe, nu-mi dau seama. Oare? Glumesc. Normal, lipsa GPS-ului îl debusolează. Camera de viteză raportată în față. Mă, dar ești dat în ce? De ce țipi? Așa. Și n-am ce să-i fac, din păcate va trebui să mă descurc fără navigație, doar să mă uit pe hartă și sper să fie suficient de data asta. E ora 4 locală și se pare că e destul de aglomerat, pentru că de obicei la ora asta începe lumea să iasă de la muncă, nu? Sau să se plimbe de colo-colo, cel puțin. Avem limită de viteză peste tot. 40 am văzut cea mai mică, după aia 50 și acum 60. Cu mai mult atât nu prea te poți plimba pe aici. Și e destul de plăcut. Dacă tot suntem aici, sper să reușim să vorbim un pic despre excursia asta în care am plecat eu din Ibun. Sunt 3400 de kilometri deja făcuți. Camera de viteză raportată în față. Și până acum totul a fost bine și frumos. În momentul de față, stai să văd încotro trebuie să fac. Nu-mi dau seama. Lindau, metering. Camera de viteză raportată în față. Da, mă, felicitări. Dar nu mai zic pe unde să o iau. Sper să reușim să vorbim ceva în tunelul ăsta până ies. O să fie nebunie să mă și concentrez la chestia asta, având în vedere că ăsta nu zice nimic. Deci, ce am făcut până acum? Păi, am plecat din București și am ajuns la Arad. Da, de la Arad am alimentat ultima oară și am plecat pe urmă spre Großglockner. Sunt în total vreo 1500 de kilometri, ceva de genul ăsta. Îi poți face dintr-o bucată cu câteva pauze. Te-ai rătăcit? Revinu-ți. Așa. Și poți să-ți iei o cazare în funcție de cum te simți obosit, mai devreme sau mai târziu. La jumătatea drumului ar fi de preferat, dacă cumva crezi că nu reușești să faci într-o singură bucată. Dacă ești în doi șoferi, atunci este și mai bine. Dacă ești de unul singur, ajungi cu ceva oboseală, dar e realizabil. În funcție de persoană, bineînțeles. Așa. Pe urmă, pasul ăsta alpin costă 38 de euro. Am dat 28 de euro pentru că am intrat pur și simplu după ora 18 și vezi, domne, abia până la ora 9 timp să te plimbi sau ceva de genul ăsta, am înțeles. Nu știu acum dacă e corect ceea ce spun, pentru că n-am stat mai mult de ora 8-8 jumate, ceva de genul. Nu a fost nevoie. Așa. Apoi am trecut prin Italia, prin Dolomiți, undeva la 3 sau 4 pasuri alpine. Știu că Gardena, Sela, Pordoi, dacă nu mai și le spune. Și pe urmă mai fost până la
cortina, da, amprenta de acolo, nu prea mă opri mare lucru, că nu mi s-a părut wow. Așa. Iar de acolo am plecat cu urmă spre Veneția. Pasurile alea alpine sunt super frumoase. Am făcut o oprire la Port 2 și am urcat până la 3000 de metri cu telecabina, undeva la 25 de euro bucata, dus întors. Ei, și acum ia să vedem noi dacă am luat-o greșit. Centrum. Nu vreau spre centrum, tot pe mitele de din vreau. Și bineînțeles vreau să merg cu 50 la oră. Da, și urcarea acolo a meritat, sincer, a fost super frumos. Mai ne ducem pe inelul din centru. Așa. Sorry că mă bulbează, dar trebuie să fiu atent și la traficul ăsta și nu e așa de ușor. Că trebuie să respect și viteza, pentru că camerele astea îți dau o amendă dacă mergi cu mai mult de 50 la oră, cică. Din cauza că Reinhaltung, calitatea aerului. Așa. Deci am zis că am făcut pasurile din Dolomiți, a fost super frumos. Mi-a luat cam o jumătate de zi, ceva de genul ăsta. Seara am ajuns fără nicio problemă în Veneția. În Veneția ai mai multe variante de făcut. Unu, să te duci cu mașina până pe insula aia acolo și să parchezi cu între 25 de euro, era acum un an, doi sau ceva de genul ăsta. Și acum nu știu că nu m-am uitat, dar probabil că din ce am citit pe net ajunge între 25 și 50 de euro. Așa. Wow, ce aglomerat e pe stânga. Și e foarte multă aglomerație, bineînțeles că toată lumea vrea să parcheze fix în buză. Așa că eu am ales varianta a doua, am găsit-o pur și simplu pe internet, pe un site, nu cred că mai am link-ul, dar dacă l-am o să-l trec în descriere. Și ce am făcut? Am căutat în Veneția, partea de pe mal, cum ar veni, cum îi zic ei. Am căutat o parcare acolo, una care să aibă recenzii bune. Și pe urmă am lăsat mașina acolo, era 12 euro pe zi, ceea ce este super. Așa, și de acolo iei trenul. Tren care circulă odată la 10 minute sau ceva de genul ăsta. Stațiile astea două au denumiri, mesele parcă sau ceva de genul ăsta, nu mai știu acum exact cum îi spune. Și Santa Lucia. Da, și biletul costă 1,40 euro, deci să zicem 2,80 euro pentru dus întors cu trenul, plus că poți să admiri bine mersi și să te relaxezi și să nu-ți faci nicio grijă. Singura chestie este că în Italia, cel puțin acum când am fost eu, era obligatorie purtarea măștii. Ce pot să spun despre Veneția? E o insulă frumușică, e mare, multe străduțe, labirint incredibil de mare, te rătăcești acolo. Cam toți turiștii erau pur și simplu cu harta în mână, adică cu telefonul în mână, și se uitau să vadă cum ajung în obiectivul turistic X sau Y. Cred că o luăm pe sus, că este prea... Hai, du-te-mă! E prea aglomerat pe jos, pe acolo, e dezastru. Și în plus așa vezi și tu mai multe de aici, din orașul ăsta. Da? Singurul lucru care nu mi-a plăcut la Veneția și în general zona aia a Italiei, faptul că pare a fi lăsată în paragină. Căci majoritatea clădirilor cade tencuiala de pe ele. Și din ce am văzut, nu știu acum dacă zic bine, dar erau foarte mulți oameni veniți din Nigeria. Și nu erau veniți la ca turiști, ci erau veniți la
cerșit, muncă, vânzare, chestii de genul ăsta, tot ce se poate face. Cam același lucru cam ce vezi și pe la noi prin zona pieții, să zic așa, în fiecare oraș mare. Cam așa se practică și acolo. Da, nu știu care-i trendul exact și care-i faza, că nu merg zi de zi în Veneția, însă cel puțin asta am observat. Iar în zona gării era o străduță, o alee de fapt, care făcea legătura între un bulevar mare și partea din fața gării, că de Waze-ul m-a pus să o iau pe acolo, unde pot să zic că nu ți-ai fi dorit să treci pe la ora 10 seara și eram în timpul zilei. Dar lumea trecea pur și simplu nesingherită, n-avea nicio problemă, era un ignor total. Așa că dacă vrei să vizitezi Veneția și să te bucuri de locația respectivă, încearcă să o faci dimineața, la prima oră, când toți turiștii sunt la somn, pentru că seara, cum am fost eu atunci, e dezastru. Apropo de aglomerația asta din stânga, auzisem la radio, nu știu, am pornit și-o la un moment dat în Austria, radio, și la un moment dat vorbeau cei de acolo că cum este mai bine să faci în momentul în care este aglomerație pe autostradă. Să stai în aglomerația respectivă și să aștepți să treci de nodul respectiv sau să ieși de pe autostradă să te duci pe undeva să ocolești un pic aglomerația cum ar veni. Ei ziceau că, vezi, domne, ar fi mai bine să stai acolo în aglomerație pentru că se trece foarte repede, că nu știu ce, și că de multe ori există riscul să ocolești mai mult decât ai fi stat în aglomerație. Chestia este că e adevărată faza asta, în sensul că dacă nu te uiți bine, în funcție de locul unde ești tu pe autostrada respectivă, nu neapărat în Austria sau în Germania, oriunde, așa, dacă nu te uiți bine pe hartă, există riscul să pățești chestia asta. Uite cum pot să pățești și eu acum. Am zis că nu iau pe dedesubt pentru că e aglomerat și se circulă încet și pot să trec pe aici și să fie foarte aglomerat și să fie dezastru. Rămâne de văzut asta, nu știu. Eu am ales varianta asta pentru că aș fi la lumină și vezi și tu mai multe lucruri din traficul ăsta, nu doar tunelul și atâta tot. Mai ales că GoPro nu filmează ca lumea pe întuneric. Din Veneția am trecut fulger pe Florența, sau Firenze, cum îi spun ei, ca să merg la Pisa, pentru a vedea turnul, evident. Așa. În Firenze am parcat mașina pe stradă, pentru că am stat foarte puțin și am plătit acolo pe oră. Însă am căutat între timp și câteva parcări cu plată și tot ce am găsit aveau și recenzii negative, iar foarte multe recenzii negative erau de genul: am venit în vizită și m-am trezit că mi-a spart geamul și mi-a furat din mașină. Și asta m-a făcut să parchez mai bine mașina, chiar dacă poate a fost mai scump cu un euro sau ceva de genul ăsta, să o parchez acolo, având în vedere că nu stăteam foarte mult. Acum să ne întoarcem la oile noastre. În Pisa, dacă e să fiu un pic așa arogant și ipocrit, nu prea e mare lucru ce să vezi, sincer. Adică e acolo un turn care stă înclinat și cam atâta. Ce porș frumos! Și uite cum se învinge. Da. Însă, per total, sunt multe chestii de văzut și foarte interesante, numai că dacă te duci în momentul în care este sezon estival și sunt mulți turiști veniți, așa, atunci o să fie nasol, că practic mai degrabă te uiți la ei cum se chinuie să facă poze în care sprijină turnul să nu cadă sau îl țin de moți, așa. Nu a pus să vezi de ei, să zic, zona aia de jos. Pur și simplu stăteau cocoțați toți pe un gărdule și se chinuiau să-și facă poze. La un moment dat chiar devine amuzant, mai ales în special în momentul în care cineva cade sau alunecă sau se împiedică sau chestii de genul ăsta, nu? Că ce să faci? Asta? Da, mă, că nu vibrează volanul la 140.
apropo, cum a trecut asta 4 benzi una după alta. Și am revenit la limită de 120. Așa că dacă te pasionează drumurile de munte și să le faci cu mașina sau motocicleta, îți recomand să te pregătești și să pleci, să nu mai stai pe gânduri, pentru că merită. Trebuie să pregătești un buget destul de măricel, mai ales că cazarea nu este așa de ieftină, în special vara, când este sezonul plimbărilor. Așa că pregătește-te bine și alocă un buget suficient de mare. Călătoria am început-o în forță, în sensul că am cheltuit cam mulți bani față de zilele precedente, în sensul că am fost la Zugspitze, este cam cel mai înalt, dacă nu mă înșel, vârf al lor, și poți să ajungi cu telecabina pe partea din Austria, că ai acces acolo la punctul ăsta și din Austria și din Germania, costă 51 de euro, dacă nu mă înșel, iar pe partea dinspre Germania costă 63 de euro plus parcarea, 8 euro pe zi și nu poți să plătești mai puțin. Faza este că parcarea lor în mod normal costă 18 euro pentru cei care nu se plimbă cu telecabina și primești 10 euro reducere dacă te plimbi. Ceea ce ar însemna 71 de euro, dacă am calculat eu bine, pentru o singură plimbare până la 3000 de metri altitudine. Zic ei de la 900, la 2900, nu știu cât, 3000 de metri, grosomodo. În rest, până acum mașina a avut un consum destul de bun, decent, pot să spun eu. Nu ți-l spun încă, pentru că vreau să aștept să văd la final cât ajunge. Da? Mai te țin un pic în suspans, însă, în rest, toate bune și frumoase. Momentan te las, pentru că mai avem de plimbat. Ne vorbim data viitoare, când sper eu ori să mai vorbim despre ceva interesant ce mai găsesc pe aici pe traseu, ori dacă nu, să vorbim despre rezumatul excursiei pe parte de cifre, ce a însemnat și cât a fost și cum s-a comportat mașina. Hai, până data viitoare, ai grijă de tine, conduc cu grijă și, ce să zic, excursie plăcută! Tschüssi! Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Because everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Baby.